Slăviți să fie Domnul! Amin. Mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem împreună la închinare, la părtășie. N-am fost de ceva vreme, cred că sunt vreo 5 ani de când n-am fost la dumneavoastră și acum sunt aici, invitat de fratele Mitică. Nu știu dacă ar trebui să vă spun cum m-a invitat, fără putința de a refuza. Eram împreună la o părtășie și dumnealui mi-a luat agenda și a scris pentru seara asta: Elim Timișoara, te rog să vii. Atât au fost. Ieri l-am sunat, frate Mitică, chiar trebuie să vin, trebuie să vii. Și suntem aici. Eu când eram copil mai mic și plecau băieții noștri mai mari în armată, era obligatoriu să cânte o cântare. Sosi clipa despărțirii, cu drag mâinile vom da, și plângea toată adunarea. Și refrenul cântării spunea: munți și dealuri ne desparte, dar iubirea nici când frate. Eu țin minte cântarea asta. Banatul e despărțit de Bucovina de sute de kilometri, dar vă purtăm în inimă, vă iubim, îmi sunteți dragi și mi-era un pic dor de voi. De aceea am venit și doresc ca Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Cineva spunea că noi prețuim unele lucruri după ce nu le mai avem. Eu mă rugam Domnului întotdeauna și mulțumeam Domnului pentru libertatea care o avem de a ne exprima, de a ne întâlni. Și când a venit vremea să ni se închide ușa de acces și când a trebuit să numărăm 8 oameni, că așa era legea și al 9-lea l-am trimis acasă, mi-am spus: ce scumpă e ușa aia deschisă. Dar mulțumim Domnului că încă mai este. Și ne rugăm Domnului să o mai țină așa deschisă. Amin. În fiecare dimineață eu mă rog Domnului și mulțumesc pentru pace. De când mă știu, de copil, așa am fost educat. Măi, să te rogi Domnului că-i pace. Tu nu știi ce ai război. Dar de o bucată de vreme, dimineața mă rog pentru pace, parcă mai implicat, mai profund. Noi acolo suntem foarte ocupați cu refugiați. Avem centre de refugiați, cărora noi când alaltă era adunarea noastră, le-o da mâncare. Într-un singur centru au trecut aproape 1000 de oameni și când ajungi la Siret și vezi mame cu câte o geantă în mână, cu câte un copil, doi după ea, la adunările noastre din Bucovina, multe sunt transformate în centru de primire, cu patru, cu saltele, tinerii noștri și eu am băiat care abia are 18 ani, implicat în ducerea de alimente la Cernăuți. Atunci mă rog altfel pentru pace. Mai profund am spus și văd cât îi descumpă pacea și mă rog Domnului să lasă pace. Amin, amin. Numai că atunci când vorbim despre pace, noi avem în Bucovina o dată pe lună o întâlnire cu slujitori. Și când întâlnirea asta a fost la Bilca, pe granița cu Ucraina, un frate a spus: măi, pentru ce să ne rugăm? A spus să ne rugăm pentru pace. Și ne-a rugat pentru pace. Dar atunci eu am spus fraților: s-ar putea ca îngerii Domnului să fie la granițele țării și să fie pace. Și eu doresc asta, România să fie pace. Mi-aduc aminte când cumnatul meu, mai mare ca mine, stam nopți în tranșee, când rușii au călcat Ceoslovacia și urmau să vină în România, el sta în tranșee, cu arma în mână. Și o venit cineva de la București, un colonel de securitate, în zona Vicului, să testeze starea de spirit a populației. Și îmi spuneau frații că duminică dimineața au intrat în adunarea din Vicul de sus și la rugăciune a ieșit o prorocie prin fratele Iliuț Cornea. Era un bătrân care n-auzea bine și el țipa tare, că n-auzea el bine. Și a spus: poporule, am pus la hotarele țării îngerii mei, nici o palmă de pământ nu va fi călcată. La amiază a venit dumnealui de la București și a întrebat pe moșul, striga: de unde știi că nu va fi călcată? Și moșul, simplu, cu sumanul pe lângă el, a spus: ce-i cu tine, băi? Tu n-ai auzit că a vorbit Duhul Sfânt? Aleluia. Și nu a fost călcat. Dar eu îmi puneam problema altfel. Dar dacă Domnul pune îngeri la hotarele țării și România are pace, dar tu n-ai pace în inimă.
Cum e? Tu să n-ai pace în casă, în familie? Tu să nu ai pace în adunare? Și atunci mă rog să Domnul să lasă pace și în inimile noastre. Că în inima noastră, am spus eu, poate fi ori pace, ori conflict. Și nu vorbim de conflict armat între pocăiți, dar conflicte verbale sunt. Și atunci ai ori pace, ori ceartă. Tu ce ai în inimă? Ești un om de pace sau ești un om conflictual? Un duc blând și liniștit, spune Petru, e de mare preț înaintea lui Dumnezeu să-l dobândim și să-l avem. În Ioan 20, cu 19, ucenicii au fugit într-o casă, au încuiat ușa bine, că se temeau de evrei. Și Hristos a intrat prin ușile încuiate. S-a uitat la ei și le-a spus, pace vouă. Că în inimă poți să ai ori pace, ori frică. Dumnezeu să ne dea pace. Amin. V-a mai trecut frica de pandemie, probabil. Unii n-au avut deloc. Acum unii au frică de război. Aseară vorbeam cu cineva, faceți o rugăciune pentru mine, era o bătrână, tare mă tem de război, să nu vii Putin ăsta la mine. Și eu am spus, soră, dar Putin câte grijă are pe cap, grija dumitale o are, dar mai știi ce gândești? Stai, soră, liniștită că nu vine Putin la dumitale. Măi, frate, nu pot dormi noaptea. Dar pentru ce să ne temem așa tare? Dumnezeu să ne dea pace. În inima în care e frică, frica e bună, aia din Fapte 9:31. Frica de Domnul e recomandată. Există o frică din Duhul omului. Sunt trei duhuri care generează frica. Duhul Domnului, frica de Domnul. Duhul omului are o frică care e și bună și rea. Depinde dacă putem controla în ce proporție o avem și este o frică rea. Și Pavel spunea lui Timotei, noi n-am primit un duc de frică. Domnul să îndepărteze frica asta de noi. Și să avem pace în inimă. Și mai spune Iov, capitolul 20, versetul 2, gândurile mele mă silesc să răspund și frământările mele nu-mi dau pace. Poți să ai ori pace în inimă, ori frământări. Inima frământată n-are pace. Inima fricoasă n-are pace. Inima gălcivitoare n-are pace. Să ne dea Domnul pace. E scumpă pace. Noi avem o cântare veche, veche, veche. Scumpă-i pacea Domnului, pacea Domnului. Când este în poporul lui și se lasă pace și la el. Asta vis-a-vis de alegeri. Nu știam că duminică aveți alegeri. Dar voi sunteți oameni pocăiți și când plecați la amiază, plecați cu o inimă plină de pace. Amin. Stând în birou aici, fratele îmi spunea, anul ăsta noi am avut ca temă generală slujirea. Și atunci mi-a venit în minte psalmul 95. Și din psalmul acesta am luat numai prima expresie. Veniți! Veniți! E o invitație. În Sfânta Scriptură, de multe ori, vreau să rămân la Sfânta Scriptură, de multe ori apare invitația aceasta, chemarea, veniți! De la Dumnezeu înspre oameni. Dumnezeu cheamă, în repetate rânduri, cheamă oamenii în Scriptură. Și spune, veniți! La ce îi cheamă Domnul oare? În Luca 5:32, Domnul Iisus spunea, Fiul omului a venit să cheme la pocăință pe cei păcătoși. Amen. Isaia 55, toate popoarele chemate. Isaia de la 1:16 în jos, îndemn la pocăință. Domnul ne cheamă la pocăință. Amen. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amen. Dumnezeu ne cheamă la mântuire. Dumnezeu pentru oameni are unele rânduieli pe care noi nu le putem influența. Psalmul 139, versetul 16. Pe când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost. Dumnezeu a rânduit ziua în care tu să te naști. Nu m-a consultat nici din ce părinți să vin, nici localitate, nici data nașterii. Asta a rânduit-o Dumnezeu. N-am putut să schimb nimic. În Evrei 9:27 spune, și după cum oamenii le este rânduit să moară o singură dată, și după aceea vine judecata. Deci oamenilor le este rânduită ziua morții. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Încearcă unii să le mai schimbă, să amâne. Miliardar ar da nu știu câți bani pentru un ceas de viață, dar nu pot. Că rânduiala asta e la Dumnezeu. În Fapte 17:30,
Spune că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate. De Dumnezeu a rânduit ziua în care să mă nasc, ziua în care să mor și ziua în care să fiu judecat. Între ziua nașterii și ziua morții mai este o rânduială. Aici eu cred că aș putea influența, aduce și eu contribuție. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 9, spune că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, să știe tot, ci la mântuire. Rânduiala lui Dumnezeu pentru tine e ca între ziua nașterii și ziua morții să ai momentul când te pocăiești, când Dumnezeu te cheamă la mântuire, în chemarea lui Dumnezeu. Spunem? Afirmativ răspundem? Doamne ajută-ne! Amen. Și celor pocăiți, de ani și ani de zile, scria Osea capitolul 6, versetul 1, să veniți să ne întoarcem la Domnul. Poate este o îndepărtare, necazuri, cu familie, cu greutăți, cu tot felul de ispite, ne-am depărtat puțin de Dumnezeu. Striga acolo cuvântul Domnului, veniți să ne întoarcem, haideți să ne alipim de Domnul, spunea Isaia, și să fim una cu Domnul. Doamne, ajută-ne! Chemarea lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor noastre. Pavel spune 2 Corinteni 16 că avem un om de afară și un om din lăuntru. Omul de afară are nevoile lui, dar și sufletul are nevoile lui. Și în Ioan 21 spunea Domnul Iisus la niște ucenici care toată noaptea s-au trudit și nu au prins nimic, până la urmă știți dumneavoastră, dar El îi cheamă pe malul Genezaretului și spune, veniți de prânziți. Le-a dat Hristos hrană. Aș vrea ca aici să fie ca pe muntele casă Domnului, un ospăț, un prânz de bucate mezoasă și gustoasă. Și Domnul să ne sapere în seara asta sufletele noastre. Ioan 7:37, în ziua cea mare a praznului, care e ziua de pe urmă, Iisus a stătut în picioare și a strigat cu glas tare, dacă însetează cineva, să vină. Și eu mă rog, vorbea despre Duhul Sfânt, spune în continuare, eu mă rog ca Domnul să reumple pe toți cu Duhul Sfânt. Veniți. Matei 11:28. Veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Frații mei, medicii te consultă și îți recomandă odihnă. Dom'le, tu ai nevoie de odihnă. Administrația, patronii, îți oferă concediu de odihnă, un timp, așa se cheamă, concediu de odihnă. Dar nici medicii nu garantează odihna. Nici patronii nu-ți garantează. Unii ți-o recomandă, alții îți dau timpul. Hotelierii îți oferă condiții de odihnă. Dar nimeni nu-ți garantează odihna. El îți spune, domnule, hotel de 7 stele. Nu știu cum îți spun stele și dacă este. Eu am dormit odată la un hotel de 5 stele în România. M-a dus un frate binevoitor, a stat până la 3 noapte la rugăciune. Frate, du-te și te culcă. Măi, când am adus nici luxii, mi-era mine să mă culc. M-am pus pe o jumătate de pat, am dormit neîntors până dimineață. Putea unul cu fie cazat după mine fără nicio problemă. Dar nu chiar am dormit. Nu chiar am dormit. Pentru că nimeni nu-ți garantează odihnă. Singurul care îți garantează odihnă e Domnul Iisus. Și are odihnă și pentru trupurile noastre, dar mai ales pentru sufletele noastre. E chemarea lui Dumnezeu. Veniți! Am mai întâlnit expresia asta, veniți, ca în Psalmul 95, când este parcă o mobilizare internă, interioară, și vine de la oameni pentru oameni. Și aici psalmistul spunea, veniți să cântăm cu veselie, veniți să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. În 2 Cronici, 30:8, spunea acolo împăratul, veniți la sfântul locaș. Nu cred că trebuie să vorbesc de prezența la adunare, că mă surprindeți foarte plăcut prin prezența dumneavoastră. E adevărat, și la noi, adunare de la țară, toată vara se merge la adunare, marța, joia,
Dar sunt unele biserici în care nu prea se frecventează adunarea în zilele de peste săptămână. Dar eu mă bucur de voi și aproape când are, doar așa preventiv să vă mai spun, veniți la adunare, fraților, și Domnul să vă ajute. Amen. Eu odată aveam un frate la noi în sat, tata 14 copii, și îmi spune: frate Dragoș, n-ai fost de mult pe la mine. Frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit, dar n-am ajuns. Și el mă întreabă: dar cel mai aproape până unde ai ajuns? Și eu mă gândeam și când am văzut că n-am răspuns, el spune: mă, dar ieși din ogradă? Zic, n-am ieșit. Apă, nu te porniți, numai te-ai gândit să vii. Și de atunci eu am luat lecția și spun duminică fraților: fraților, joi seara porniți-vă la adunare, dacă n-ajungeți, sunteți nevinovați. Dar luați Biblia, harfa și ieșiți din apartament, ieșiți din bloc, ieșiți din ogradă, cum se spune la noi. Și dacă n-ajungeți, treaba voastră. Nu sunteți așa, dar v-ați pornit. Dar ce facem cu cei care nu se pornesc? Odată era mecanic locomotivă, am lucrat toată noaptea, era vremea inundațiilor, acolo la Litene, au ieșit siretul din mat, că era un kilometru de apă, greu am ajuns, ajung acasă, îi spun la nevastă: dăm hainele, plec la Vicov, se chema la o nuntă. El spune: măi, omule, e potop, măi, tu n-ai cum, la Gălănești podurile sunt rupte, nu se poate circula. Și eu îi spun: măi, eu știu că n-ajung, dar mă pornesc să-i spun la Miri: măi, sunt la Gălănești, dar e podul rupt. Și m-am pornit și acolo era, au venit apele mari și au înfundat podul, a venit un cineva cu un excavator și a făcut niște canale și a dat drumul la apă și când m-au văzut, excavatoristul a pocăit: pace, domnule, frate Dragoș, ce faci? M-am pornit la Vicov, dar n-am cum. Ai cum, sui din cuvă aici. M-au pus în cuvă, m-au trecut apa și duminică dimineața, adunarea aproape goală, Mirli, Mireasa și eu. Acum vreo 2-3 săptămâni vine un frate la mine, zic: pace, mă cunoști, frate? Nu. Eu sunt Mirli acela cu inundații de când ai venit Matalina. Dar m-am pornit și am ajuns. Fraților, spune acolo, striga împăratul către supușii săi: veniți la Sfântul Locaș. Domnul să ne dea dorința asta. Și apoi când venim aici, e prezență. Dar și în slujire. Psalmul 34, versetul 11. Veniți, fiilor, și ascultați-mă. Mie îmi place că voi ascultați predica. Și laud pe cei care ascultă. Acum, eu am fost în multe părți. Unii slujesc numai bucățica lor de slujbă. Am fost într-o adunare, nu spun unde. Era invitată o soră cântăreață, bună cântăreață cu voce. Era evangelizare. O cântat. Și când o cântat, ne mobiliza: fraților, cu toți, hai să cântăm. Măi, am cântat și eu după vocea mea acolo. Se duce în bancă, ia telefonul, zic: măi, o fi având copii mici acasă, poate dă un mesaj, știi, cu băițelul, știi, n-am judecat-o. Iese iar la cântare: fraților, să lăudăm pe Domnul, când merită, cântăm, cânt și eu. Se duce în bancă și când mă pune pe mine la predică, ia scoate telefonul și uite. Eu mă gândesc: dar câte mesaje de asta ca? Dacă n-am văzut că tot făcea cu degetul așa, ei, tu urmărești știrile, cred. Și am spus: soră, facem o înțelegere. Eu am fost atent și am cântat cu dumitalii pune telefonul în poșetă și m-a ascult pe mine cum predic. A, nu, 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 frate, dacă l-a pus și m-a ascultat. Psalmul 34 cu 11, dacă venim la adunare, veniți fiilor și ascultați-mă. Doamne, ajută-i de la asta. Și noi facem exact cum scrie aici. Veniți să cântăm. Nu mai trebuie să spun de cântărețe de la Elim. Aveți deja blazonul cunoscut. Să strigăm de bucurie către stânca mântuirii. Asta e frumos. Cântăm Psalmul 46, versetul 8. Ne îndeamnă la contemplare. Veniți și priviți lucrările Domnului. Și Domnul să ne ajute să privim. E frumoasă adunarea. E frumoasă părtășia. Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne aluștire. Știți cât e de urât ca predicator să predici la o adunare goală? Eu am predicat la adunare goală, tot adunarea era goală, mai erau o 5-6 pe lângă mine, un băiețel cu un telefon stă în fața mea ca să asculte și ceilalți. Dar uite cât de frumos sunteți voi, adunarea plină. Veniți să priviți lucrările Domnului. Doamne, frumoasă e adunarea. Asta e slujbă. Ca să vii la adunare e o slujbă.
ca să asculți slujbă, ca să te rogi slujbă, ca să cânți slujbă, că aveți tema asta, slujire. Apoi spune în versetul 5, veniți să ne închinăm și să ne smerim. Amen. Doamne ajută-ne! Amen. Din mobilizarea asta interioară, chemarea asta care vine de la om la om, mai spune acolo în 1 Cronici 16:29, aduceți daruri de bună voie, veniți și aduceți daruri la Domnul. Când pornim de acasă, nu venim cu mâna goală. Am adus ceva la adunare, nu? Dumneavoastră, ce ați adus? Unii ați adus o cântare, foarte frumos. Frate Aurel aduce poezii când vine. Uite, eu am o predică adusă pentru voi, alții au o rugăciune de mulțumire, unul are o vorbire în altă limbă, altul are tâlcuirea limbilor, unul are o profeție. Noi venim cu ceva la adunare, nu? Și în Vechiul Testament spunea, măi, când vă închinați, dacă unul e năcăjit, e sărac, n-are dita mai bou să-l aducă, prinde un porumbel și adr, că Domnul îl primește. Și acel sărac trebuie să vină cu ceva. Cine n-are cântări și prorocii, să vină cu aminul la adunare. Să-l iei de acasă, mă, îl pun la adunare, atât am. La noi în zonă, un frate are un vis, interesant vis. Se făcea că a venit un înger al Domnului în adunare, l-a văzut că e îngerul Domnului, și când și le dat la tăs niște hârtii. Eu dat și lui hârtie, goală, s-a uitat, trage cu ochiul, mă, la voi ce scrie pe hârtie? Fiecare număra, s-a uitat și a spus aminul pe care îl spunem noi în timpul slujbii. La el zero. El era un om foarte calm, așa, sobru, și la el zero. Vine prima duminică, se ridică păstorul, vine cuvântat să fie Domnul. Adunarea tătă, amin, dar el, amin, amin, amin. Mă, ăștia îl cunoșteau, iară, slăvit să fie Domnul, el, amin, amin. Un treabă, ce-ai pățit noi? Băi, uite ce am pățit, am avut un vis, eu n-avem niciun amin, măi. Și poate vă ajung pe unii din voi, trebuie să completez, să recuperez ceva. Noi am adus un amin la adunare, acei care nu pot să cânte pe 3 voci sau pe 4. Noi avem un amin, 2 Corinteni 1:20. De aceeași amin care îl spunem noi, prin el, îi spre slava lui Dumnezeu. Predicătorii n-au nevoie de aminul vostru, nici păstorul, nici cântărețe. Aminul care îl spunem noi, îi spre slava lui Dumnezeu. E o jertfă care o aducem Domnul. Dar pe ce mai aducem noi, Domnul? Eu, la trecerea dintre ani, noi nu stăm mult, de la 6 la 8, pe 31 decembrie, și pe 1 ianuarie, de când sunt eu copil, ca și anul ăsta, avem o zi de post, rugăciune, cina Domnului, am avut o zi extraordinar frumoasă, balcoanele pline, zi de post până seara, rugăciuni, lucrări de la Domnul. Și mi-am adus aminte că în Exod 23:16, era vorba de o sărbătoare și spunea să ții sărbătoarea strângerii roadelor. Normal, la sfârșitul anului, faci un inventar, ții sărbătoarea. Și mi-l imaginam așa pe David când ajunge în area lui Aravna, vede un înger, un fricoșător, acolo în are. Și eu mă gândesc acum că la Elim, în adunare, în area asta aici, unde se adună roadele, e Hristos Domnul. Matei 18:20, unde sunt 2-3 adunați în numele meu, sunt acolo. Am lucrat mult, toată viața la CAP-ul. Și toamna se strângea recol, dar în bază, în are. Era unul cântăre și te scrie acolo. Și erai plătit după cât ai adus. Și eu mă gândeam, Doamne, trebuie să vin înaintea ta cu rod. În fața adunării, în fața cerului. Sărbătoarea strângerii roadelor. În alte adunări, nu știu la dumneavoastră, se face chiar o sărbătoare cu roade. Să aduce o ziua mulțumirii. Un grup de frați de la Vicov au fost într-o adunare prin Ardeal, dar la ei nu se face. Cugetul lor nu prea le da voie. Dar s-au bucurat. La urmă păstorul a spus, fiecare poate lua ce vrea de acolo. Unul a luat o banană, unul struguri. Dar spunea frații de la Vicov că unul avea un dovleac, bostan, se spune, unul mare. Și el a luat bostanul acela mare și l-a pus în portbagaj ca să pui și el sămânță, să aibă și el.
Și când mergeau, avea un frate bătrân, nu vă spun numele, e cunoscut la Timișoara, și când mergeau spre casă, s-o strica mașina. Dar fratele spune, măi, să nu fii de la bostanul acela care l-am luat noi, că el avea în puși, că nu-i bun. Acum eu m-am gândit duhovnicește, aduceți la casa Domnului darul, rodul vostru. Matei 3:8. Faceți dar roade vrednice de pocăință. Și eu am spus, în anul trecut, de pe 1 ianuarie până pe 31 decembrie, eu am fost un om pocăit. Și am luat snopul pocăință și așa legănat, l-am închinat Domnul, cum scrie Scriptura. Și m-am gândit, eu chiar așa am fost de pocăit? Parcă o mână a venit și mi-a smuls câteva spice din snop. Am avut momente când n-am dat dovadă de pocăință. Cum stați cu roada pocăință? Aduceți la casa Domnului. Efeseni 5:9. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Eu în 2021 n-am spus nicio minciună. Și n-am înșelat pe nimeni și am trăit în adevăr. Voi tot așa? Sau nu chiar așa, nici voi, nici eu. Nu chiar așa. Și când vii cu snopul ăsta, roada luminii, cum suntem cu adevărul? Doamne ajută-ne să avem roada asta. Și în Galateni 5:22, roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Și eu am luat roada Duhului și am adus-o în fața cerului, să o vadă frață. Și mi-am adus aminte, în câteva rânduri n-am fost înfrânat chiar. La nivel de gând, poate și la vorbă, că înfrânarea e o roadă a Duhului. Și m-am întristat. Și am spus că și din snopul ăsta mi-a furat careva spice. Cum stați cu roada Duhului? Cu înfrânarea. Timotei 1:19. Să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit de la credință. Toată bătălia unui pocăit stă la nivelul cugetului și la înfrânarea poftelor. Nimeni nu-i pocăit după cum predică, nu-i pocăit după cum cântă, nu-i pocăit după cum recită. Eu și tu, noi suntem pocăiți după cât suntem de înfrânați. Și Dumnezeu să ne dea roada Duhului, în mod special, cuget curat și înfrânarea poftelor. În Filipeni 1:11, roada neprihănirii. În Evrei 12:11, roada dătătoare de pace a neprihănirii. În Amos 6:12, roada dreptății. În Evrei 13:15, rodul buzelor, ce-i grăit anul trecut? În afară de ce cânti aici și de ce predici aici, vorba ta, tot anul, 12 luni, îi a fost o roadă pentru Domnul? Știți că omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor? Doamne ajută-ne să ne pocăim! Amin. Veniți cu darurile voastre de bună voie. Și nu insist pe partea materială. 1 Corinteni 15:4-6 spune că întâi vine ce-i firesc, după aia ce-i duhovnicesc. Eu văd că ați renovat, nu știu dacă de când ați coborât amvonul am mai fost, nu știu, nu vreau să greșesc. Oricum aveți o adunare frumoasă. Să vă țină Domnul râmna aceasta. Apoi spune 2 Corinteni 9 că trebuie să-i ajutăm pe cei sărați, pe cei bolnavi. Eu cred că eu când am vrut, trebuia să vin aici, soția spune, mai nu te duci, că iau acolo de la Ucraina, cum am văzut eu, predicat. Și l-am întrebat, măi, dacă aveți cine, nu mai vin eu. Noi suntem destul de implicați cu ucrainienii. Și Domnul spunea, Matei 25, am fost străin și m-ați primit. Noi cealaltă duminică am făcut o parte din slujbă în limba ucraineană. O predicat, o cântat, am avut translator, iar acum, ultima duminică, ne-a cerut să le alocăm un timp să facă slujbă numai ei în limba ucraineană. Și m-am dus și eu la slujba lor, erau 30, 50, nu i-am numărat, până la 50, care predicau, cântau, se rugau în limba lor. Dar i-am primit în casele noastre, le-am dat. Și sunt oameni, îmi povestea un frate, mai am avut o familie și le-am dus să fac cumpărături.
Și a spus, măi, puneți în coș ce vă trebuie. M-am uitat la sora de acolo, a pus două punguți. Măi, soră, pune-mă în coș. S-a înturnat plângând jos, spus, frate, noi vrem să ajungem în Belgia la cineva. N-avem, am un pic de valută și nu am bani. Și fratele a spus, măi, îți plătesc eu coșul, măi. Dar ai tot ce ai nevoie. Noi avem o familie cu 10 copii credincioși. Și a spus, oameni buni, eu n-am venit să cer. Eu în Ucraina am lucrat, am fost chinichigiu, avut-o. Am pierdut, nu mai am nimic. Și eu luat cineva și pe el l-a luat la lucru. Avem frați care au service, măi, vine și lucrează. Deja lucrează, de a doua, a treia zi după ce au venit. Dar noi cu cât ajutăm? Noi ce facem? În afară de știri. Eu m-am rugat foarte mult pentru Rusia, în mod special pentru frați noștri de acolo. Acolo sunt adunări, sunt frați, sunt surori, sunt copii care îi trimite pe front, carne de tun, dar sunt frați noștri, botezați cu Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte de frate bătrân de la Vicov, spunea că era evacuare și au călcat rușă, atunci au întors arme și au venit înspre ei, au adus într-o casă, erau speriați cu armament, obosiți, nebărberiți. Undeva bărbați erau la lucru, erau câțiva bătrâni și erau la rugăciune. Și m-au intrat un rus în casă, îmi povestea fratele Chelva, un rus înarmat, și când mi-au văzut la rugăciune, s-au plecat pe genunchi, spunea, măi, frate, așa se ruga și vorbea în limbi și cânta. Același Duh Sfânt, frații noștri. Dar ce facem noi pentru ei? Măcar să ne rugăm, frate. Să nu ne culcăm seara fără să ne rugăm. Și aduceți, aduceți la casa Domnului roada duhovnicească, darurile voastre de bunăvoie. Mie ce îmi place la pocăiți, adică la evrei, în Exod 35:5, fiecare să dea, spune acolo, cât îl lasă inima. Pe tine în seara asta cât o lăsat? Eu sunt curios, întreb, dar nu spuneți tăți, că nu țin minte. Dar pe Bodoi aș întreba, măi, dar pe tine cât te-o lăsat? Că așa e la pocăiți, fiecare de cât îl lasă inima pentru Domnul. Să ne lasă să dăm mult. Doamne, ajută din asta. Și spune, unde ce asta acolo? Spune în Neemia 2:17. Merge în Neemia, vede starea jalnică, vede starea jalnică în care suntem, zidurile dărâmate și spune, veniți să zidim iarăși zidurile Ierusalimului. Și ce-mi place, primul, marele preot Eliashib, a lăsat cădelnița și a luat cărămizele și pietrele și a început să zidească. Acolo era un om care avea numai fete, îl chema Shalum. Spus că și el cu fetele lui, alea o lăsat brodat, o lăsat cusut, o lăsat împletitul și a luat una mistria, unul a luat mortanul și Shalum cu fetele lui o zidit Ierusalimul. Fraților, spune cuvântul Domnului 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Am vrea ca zidul ăsta al bisericii din Elim să n-aibă spărturi, să n-aibă fisuri. Că în Evrei 3:16 spune, și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea și nădejdea cu care ne lăudăm. Știi, aici ne povestea nou un frate cu un zid din pietre vii. Mă, de-ar fi de cărămidă, am zidit și eu, casa mea, eu am zidit-o din beceauri. Acum o ieșit, nu-i treaba voastră. O ieșit, stau unii de 40 de ani. Dar aici sunt pietre vii. Și pietrele vii se mai duc din zid. Una face mofturi, una nu-i place. Eu nu mai vin. Să vii moți la mine, să vii comitetul la mine. Vreau să stau de vorbă cu dânșă. Și lasă o gaură, o fisură în zidul adunării. Și pe acolo diavolul trage săgeți și rănește pe unii din voi. Și știi că lipsești eu dacă ar fi din beciauri acum. Dar dacă e din pietri, eu am zidit și la piatră, piatră de carieră. Aia nu-i fasonată perfect. Ca să pui o piatră, știi cât de greu o găsești ca aceea? Și nici nu o găsești ca aceea. O pui aproximativ și pui mortal. În loc la un proroc care e pretențios și pleacă, la o cântăreață care nu mai vrea să cânte în cor, că nu știu cine, trebuie să cauți alta. Și apoi pui mult dragoste pe lângă ea, hai mă că avem un loc, hai că n-avem solist, hai că n-avem. Dar noi suntem un zid. Și spune Neemia, veni să zidim zidurile.
să nu fie găul, să nu fie spărture aici la Elim, să fim ca o cetate dintr-o bucată. Vorba psalmistului 922 psalmul. Doamne ajută-ne la asta. Veniți. Și acum ne oprim la versetul 6, cât timpul cât mai avem, o chemare specifică, versetul cât 6. Veniți să ne închinăm. Pentru că s-a predicat de închinare, s-a rugat cineva de închinare. Cui trebuie noi să ne închinăm? Lui Dumnezeu. Ușor, nu? Apocalipsa 19 cu 10. Lui Dumnezeu să te închini. Și noi spun, Doamne, ajută-ne. Efeseni 5 cu 5 spune că știți bine că nici un curvar, nici un strigat, nici un închinător la idol nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci oamenii se pot închina la Dumnezeu sau pot să se închine la idol. Dumnezeu e fals. Și sunt mulți. Statuiete, iconițe, amulete, câte ritualuri. Noi ne închinăm numai la Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Aici apare un pericol. În Împărat, capitolul 17, Samaria e cucerită, populația e debordată, dusă în altă parte, împăratul să nu rămână în locurile pustie, au adus oameni din Sferfervaim, din Ava, din Cud, din Babilon și i-au pus acolo. Acum populația nu era iudeică, nu erau evrei, dar pământul era evreu și Dumnezeu s-a mâniet și l-a trimis urși și lei și-i omorau. Ascultiți. Și ăștia așa de mulți urși și lei îi omora că au făcut un raport la împărat. Măi, mănâncă fiarele sălbatice. Și unul a spus, măi, să le trimit un preot ca să-i învețe închinarea față de Dumnezeu. Și așa au făcut. O trimis un preot și... Dar cum a venit Biblia, la urmă trage o concluzie. Toți aceștia se închinau la Jehova, la Dumnezeul lui Israel și la Dumnezeilor. O confuzie și un amestec total. Știi cum ar fi? Vii duminică, nu, joi seara, acum la adunare, și te închini la Dumnezeu și ajungi acasă și te închini la idol. Cam așa ar fi. Dar nu-i corect, nu-i bun. Și din spectrul ăsta mare al închinării la idol, am ales numai o fărâmă pentru noi. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Noi nu avem treabă cu patronii, nici cu oamenii harnici, nici nu încurajăm lenea. Dar lăcomia de avere este un păcat. Măi, să nu poți tu veni la adunare că ai treabă joi seara. Să nu poți tu veni la adunare că nu știu ce se întâmplă. Eu am avut curajul când am încurajat adunarea să vină mereu la slujbe. Le-am spus, măi, oameni buni, noi suntem o adunare bogată, avem o caserie bogată. Uite, veniți joi seara la adunare, de la 7 la 9 sau de la 6 la 8 pe program, și dacă un patron dă faliment, eu vă asigur, luăm bani din caserie și vă punem firma înapoi. Asta am spus-o cu 10 ani mai mult. Încă nu o dat faliment niciunul. Am spus, mi-aduce o justificare, frate Dragoș. Eu am fost la adunare 2 săptămâni la rând, joi seara, și am falimentat. Crede cineva că falimentează dacă nu vine, dacă lasă lucrul și vine la adunare? Eu vă spun, nu. Dar lăcomia de avere este o închinare la idol. Și noi nu ne închinăm decât la singurul Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Vorbim despre închinare. Vorbim despre închinare, cui trebuie să ne închinăm. Ne închinăm la Dumnezeu și nu la idole. Și ce înseamnă, de fapt, a te închina? Eu vorbesc numai de Scriptură, ce am înțeles eu. A te închina înseamnă a te pleca, a te supune, a saluta în mod respectos pe cineva. Exod 24, 70 bătrâni cu Moise s-au dus să întâlnească cu Domnul. Și spune că de departe se aruncau cu fața la pământ și se închinau Domnului. În Vechiul Testament era îngăduită și închinarea la oameni. Citiți Samuel 25, când Abigail s-a aruncat la picioarele lui David și i s-a închinat. În Noul Testament nu-i îngăduită închinarea în fața oamenilor, numai închinarea în fața lui Dumnezeu.
Dar față de oameni avem respect. În Petru spune cinstiți pe frați, da? Cinstiți pe oameni. În Evrei 13:17 spune ascultați-i mai mari voștri și fiți resupuși, astea rămân valabile, dar nu sacralitate. Nu sfințim pe careva. Îi salutăm în mod respectos, Dumnezeu să ne dea bunul simț la asta. Ce înseamnă a te închina? A dărui. Levitic capitolul 17. Dacă cineva închină Domnul o casă, spune acolo. Dacă cineva închină Domnului un ogor. Sau dacă vreți Exod 20:10. Dacă cineva, adică spune să închin Domnul ziua de sabat. Eu închin Domnul un timp. 24 de ore are o zi. Câte ore dormim într-o noapte? Și la ce oră ne trezim? Adică nu, eu mă trezesc mai târziu, că sunt pensionar. Nu știu, dumneavoastră. Cât timp pentru familie, cât pentru servici, cât pentru informații și cât pentru Domnul. Cât ai tu într-o zi pus deoparte, măi, în ceasul ăsta nu mă deranjează nimeni. Intru, încui ușa, mă rog, citesc, meditez, am un timp închinat, îl ai dat Domnului. Fiecare să dea cât îl lasă inima. Revin, da? Avem un timp închinat Domnului în fiecare zi. Asta înseamnă a dărui. A dărui cineva o casă. Înainte când nu erau clădirile astea, erau casele pe la oameni, erau familii care aveau închinat. Măi, aici e adunare, aici se adună frații. Atât aveai voie să faci focul și să mături. În rest n-aveai voie să te joci. Acolo vin frații duminică. Noi am avut, bă, revoluție, o problemă. Un om dintr-un sat nepocăit, odată la pocăiți o bucată de grădină să-și facă casa. Dar nu le-a dat acte pe casă. S-au adunat ani de zile, acum după revoluții, frații ar fi vrut să facă ceva îmbunătățiri, nu puteau scoate autorizații, că n-aveau acte, s-au dus la om și au spus, auzi, banii, ne da casa aceea, îți mulțumim, de ani de zile ne adunăm aici, dă-ne și le acte pe ea. Nu, acte nu vă dau. Măi, dar de ce nu ne dai actul? Stă de vorbă până la urmă, omul spune, măi, eu sunt om cu minte, doar mă știți. Nu vă deranjez cu nimic, dar nu pot să vă dau acte. Știți de ce? Eu de când v-am dat vouă o bucată de grădină și v-a adunat la rugăciune, eu am noroc în tete. El nu știe binecuvântat. Măi, mi-a dat Dumnezeu de 100 de ori cât am crezut eu. Și dacă vă dau acte, eu pierd asta. Și frații au spus, nu pierd, măi, omule, mă, binecuvântare rămâne, dar dă-ne. Și i-a dat omul acte. Cu omul ăsta i-a dat o bucată de grădină, o închinat-o Domnul. Și Domnul i-a dat binecuvântare. Când închine un ogor, o casă, o persoană, Ana, nevasta lui Elcana, a spus, dacă Domnul îmi dă un copil de parte bărbătească, îl închin Domnul. Și al doilea an l-a dus la templu. Asta înseamnă să dai ceva. Care-i pericolul? Este un pericol și aici. Jertfa cu cusur, o să dă-o la dregătorul tău, o oaie șchioapă, să vezi dacă se bucură. Și răzgândirea, că acolo e pus, dacă cineva se răzgândește, mai trebuie să plătească. Noi suntem închinați Domnului și nu ne răzgândim. Că închinat Domnul înseamnă și dedicare totală. Levitic capitolul 21, versetul 10. Când unul din frații tăi este închinat Domnului ca mare preot, noi suntem închinați Domnului. Amen. Și vreau să spun, nu ne răzgândim. Amen. Rămânem închinați Domnului cu toate prescripțiile. Când a venit îngerul Domnului la nevasta lui Manoah, i-a spus, copilul care se naște va fi nazireu, va fi închinat Domnului. N-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta. Eu m-am născut în familie de oameni pocăiți. Îmi place să mă laud că am 60 și ceva de ani de când sunt pocăit. Și am crescut printre frați. Mă rog Domnului să nu mă răzgândesc și să nu mă descalific. Că au mai fost preoți care s-au descalificat. Și fiii lui Eli, și Nadab și Abihu au adus foc străin pe altar și Domnul a trăsnit și a murit acolo în fața jertfei. Să ne păstrăm vrednicia de copii al lui Dumnezeu. De preot spus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Ce înseamnă a te închina? Înseamnă a te supune. Bătălia finală în univers va fi pentru supremație, pentru închinare.
Pentru că Dumnezeu merită închinarea, diavolul pretinde închinarea. Dacă a avut el, nu știu, tupeu nu-i cuvânt creștin, hai să spun curajul, să vină la Hristos să-i spună închină-te mie, apoi nu vine la noi? Dar noi trebuie să plătim un preț ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Plătim un preț? Când a spus Dumnezeu lui Avram, ia pe fiul tău pe care îl iubești și adu-mi-l ca jertfă mie. Spuneți voi ce-a fost în inima lui? Cine poate face poezii și cântări despre ce-a fost în inima lui Avram? Domnul mi-a dăruit mai mulți copii. Și eu îmi puneam acum, vorbeam cu nevastă, dacă vine o mobilizare, eu am doi băieți care sunt mai mari și trebuie să iei pușca în mână. Cum mă uit eu pe drum după dânsul? Că le pune raniță și pușcă și îi trimite. Cum mă lupt? Cum mă uit? Dar Avram avea un băiat pe care îl iubea. Și Dumnezeu, ăla mi-l aduce. Băiatul tău care îl iubești, du-te și adă-l jertfă. Știți că închinarea ne costă? Ca să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să plătim un preț, fraților. Domnul să ne ajute. Ca să nu ne închinăm la idol, iar plătim un preț. Că a venit împăratul și a întrebat în adins, Hanania, Mișael și Azaria, voi nu vă închinați chipului meu? Uite, eu mai dau o dată comandă. Să sune alăutele și fanfara. Și tinerii ăștia au spus, asupra celor de mai sus, n-avem trebuie să-ți mai spunem. Dumnezeu, Daniel 3, poate să ne scape și ne va scăpa. Și dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm idolul tău. Câteodată trebuie să plătim un preț, că nu ne închinăm ca ceilalți oameni, că suntem pocăiți, că suntem pocăiți în Timișoara. Eu am făcut armata în 80 în Timișoara și când am obținut prima învoire în oraș, aș fi vrut să merg la adunare. Că mi-era dor de adunare, crescut în adunare. Și am ieșit în oraș, mă uitam, nicio adresă, nicio cunoștință. Am văzut două fete. M-am uitat la ele și le-am spus, astea-s pocăite. Și din, nu știu în ce parte de oraș eram, fără să mă bănuiască că le urmăresc. Eram îmbrăcat militar. El m-a dus la pistrez și m-a condus la Piromulus undeva. Era adunarea fratului Teodor Codreanu atunci. Și prima dată eu am avut ghid două fete. Dacă mă iau după voi azi prin oraș, unde ajung? Care să mai cunoaște că-i pocăită? Iertați-mă! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ca să te închini la Dumnezeu, plătești un preț. Ca să nu te închini idolor, iar plătești un preț. Dumnezeu să ne dea putere. Când vorbim de închinare, spuneam în Ioan capitolul 4, că trebuie să avem cunoaștere. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Și aș vrea ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să ne dea cunoașterea aceasta. Trebuie să ne dea o atitudine corespunzătoare. Că scrie cuvântul Domnului Matei 28 cu cât cu 9. Maria s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat, plină de bucurie. Când venim înaintea Domnului la închinare, nu venim să aducem o povoară. Nu oftăm că venim la adunare. A, tu trebuie să mă duc la adunare când mă urmăresc, frate. Nu, mă bucur că mi se zice la casa Domnului. Doamne, un lucru cer de la tine și îl doresc fierbinte, Psalmul 27:4. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa ta și să mă minunez de templul tău. Veniți cu bucurie la adunare? Veniți cu bucurie la închinare? Maria s-a aruncat și cu bucurie. Dar tot în Matei 28:17 și ucenicii s-au închinat. Dar unii s-au îndoit. Trebuie să ne închinăm, fraților, cu credință și cu bucurie. Psalmul 29:2, închinați-vă Domnului îmbrăcați în podoabe sfinte. Bun, asta e spiritual, știu. E spiritual. Dar repet versetul din Coridel. Întâi vine cei firesc, după aici e duhovnicesc. Hai să venim Domnul îmbrăcat în chip cuvincios, cu rușine și cu spiană. Noi reprezentăm ceva aici. Noi suntem atenți și la imaginea asta. Eram ordinat ca presbiter, tânăr, făceam casă. Am turnat niște beton în trotuar, mă trebuie un sac de ciment. Sară în mașină, eram niște pantaloni mai scurți, sunt mai eu. Și maică mea mie, vină cu ați, unde duci? E un sac de ciment, dă-i drumul și te îmbracă. Dar e cald, mamă, și băi, dă-i drumul și te îmbracă. Tu ești popul apocăit.
cum te percep oamenii pe stradă? Ce îi spune tu, îmi spunea ea, dacă ai vedea pe preotul la ortodox, îmbrăcat cu mantia lui și cu coif în cap și în pantalon scurs prin sat, ce îi spune? Măi, nu el stă frumos. Mă, nici nu stă frumos. O să că tu reprezinți o comunitate. Tu reprezinți biserica lui Dumnezeu. Tu când te îmbraci ca bărbat, ca femeie, te îmbraci așa ca să-i placă Domnului. La mine vine o dată un băiat tânăr la catecheză, era cald și vine în pantalon scurt și nu mai eu. Am spus, apoi mi se face studii. Ceilalți îmbrăcați, măi, dar așa, e cald, frate drag, e cald. Zic, mă, și mie mi-e cald, că-s mai voinic, am spus, nu mai gras. E-s mai voinic ca tine, și mie mi-e cald. Ce-ar fi să vin și eu în pantalon scurt la ambon? A, bă, mă, tare, nu. Băi, băiat, te îmbrăci frumos? Băiatul ăsta, 10 ani de zile, nu mai lua botezul. Dar, băi, ai 30 de ani, nu e botezul. Eu l-am cerut, croitorul răspunde de acum. Croitorul răspunde, eu l-am cerut. Noi, tu știi când făceam gânduri acum? Ce era dacă făceam o concesie și da, așa. Dar călcam rânduială, călcam cugetul meu. E 50, acum ia, termin predica. O venit la adunare, eu s-o duc în Austria, am mai povestit eu cazul ăsta. O venit la adunare, pe o motocicletă, când ieșeau frate, noi suntem de la țară pe stradă, el pleca așa pe o roată și facea o colbarai în urmă, până când un patron nipocăit îți spune, nu-i, ce cu tine, nici însurat, nici cavaler, nici pocăit, nici în lume, ce cu tine? Nea Ionică, le-o două figuri mai fac și plec mâine în Austria. Și-o plecat din fața adunării cu motocicleta și când avea 180 de km la oră spre Suceava, i-o ieșit o căruță cu fân. Și ultima figură a intrat în căruța aceea, s-a accidentat, 20 de zile a stat în comă, între viață și moarte. Adunarea noastră a ținut post, 20 de zile ne adunam la adunare, în timpul săptămânii și ne rugam, și după 20 de zile Dumnezeu l-a vindecat. O venit la adunare și a spus, frate dragul, vreau botezul. Măi, acum îți dau botezul. Și când se intre în apa botezului, spune, frate, da, o lume multă, cum era, aglomerație. Îmi dai voie să spun ceva? Eu nu știam ce spune. Măi, dar ce vrei să spui? Frate, da, spun ceva bun. Hai, spune. O intrat în apa botezului și acolo era mult la balcon, tinerul de-a lui. O spune, voi să nu luați botezul ca mine. Să nu stați 20 zile în comă, să nu-ți plângă mamă ta la cap 20 zile la spital și să se roage pentru altul. Pocăiți-vă acum. Și nu a durat mult, și băiatul om de la mine acasă, cu o fetișoară de mână, mi-a dragul și vreau să mă însor. Domnul să te binecuvânteze. Măi, dar tu cine ești? Eu sunt de la Pătrăuț, sunt din familie nepocăită, familia e împotriva mea total, dar eu m-am pocăit. Și vreau să mă căsătoresc cu el. Băi, dar cum te-ai pocăit? Și ea spune, eu iubesc tare mult muzica, mi-a plăcut tot felul de muzică. Și la școală, în pauza mare, două fete s-au lipit una de alta și au început să cânte. Ei au ascultat versurile și au întrebat, dar ce cântați voi? De la noi, la adunare. Fetele cele cântau cântarea, încă mai este loc la cruce. Și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Gorgota a murit Fiul lui Dumnezeu. Oh, vino azi cât mai degrabă, că mâine va fi prea târziu. Și fata îi spune, mă, luași pe mine la adunare? Da, cum să nu? Și fata s-a pocăit și îmi spune, frate Dragoș, de la mine din familie la ziua anunță nu vine nimeni. Tata, mama, toți, am o mătușă judecătoare la Fălticeni, am prin București, i-am făcut de rușine și nu. Băi, lasă-mă, să vii Domnul Iisus. În ziua anunță l-a schimbat Dumnezeu inima și a venit și el la nuntă. N-ați văzut nuntă cu așa har, să plângă adunarea, să cerceteze Duhul Sfânt, parcă era stăruință, nu nuntă. Judecătoarea cei de la Fălticeni plângea, căuta Batiste și la urmă spune, Domnul, dacă mai simt nevoia să vin odată, pot veni. Puteți veni, să-ți dea Domnul nevoia asta. Și acum sunt Austria, trăiesc, sunt fericit. Frații mei, hai să ne închinăm Domnul îmbrăcat cu podoabe sfinte. Și mai este un secret al închinării. Avram spunea slugilor, rămâneți aici, eu vin înapoi. Trebuie să avem un secret al nostru, eu cu Dumnezeu.
că Samsonul și-o trăda secretul, că s-o culcat în poală la Dalila și el șantaja sentimental. Cum vă zis voi că mă iubești când inima ta nu-i cu mine? Și-o trăda secretul și i-o scos ochii. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. S-o citi din Psalmul 95. Veniți, veniți să ne închinăm Domnului. Amin. Amin.